Salutare tuturor și bine ați venit! Sunt Iend și astăzi o să vă arăt un nou tutorial de Minecraft pentru începători, ok? Iar acesta se va baza pe repeater și comparator. Aceste două componente sunt foarte... destul de necesare, mai ales dacă vă place să faceți un survival de îndelungată, de, de, de o perioadă largă. Uh, o să vă explic cum se fac aceste două componente, care sunt um, componentele necesare pentru a construi aceste obiecte, mai bine zis, uh, și care sunt funcțiile lor, ok? Bun, păi hai să începem. Pentru a construi un, un comparator o să avem nevoie de trei torțe de redstone, un cuarț în centru uh, și trei pietre normale la bază, ok? Uh, cum puteți vedea, le, puse, le, puteți găsi aici la măsuța voastră de crafting, la cărtecică, însă unele ori nu o să apară. Mm, dacă nu mă înșel, vă va apărea odată ce descoperiți cuarțul, uh, care îl puteți obține din Nether, așa că dacă vreți să construiți acest uh, obiect, o să aveți nevoie să construiți foarte repede un portal spre Nether, să căutați cuarț. Bun. Astfel construim uh, repetidorul, ok. Uh, comparatorul, mă scuzați, și uh, repetidorul îl construim astfel, cu două torțe lateral, o bucată de redstone în centru și la bază piatră. Exact la fel ca comparatorul. Uh, la fel ca un comparator. Uh, bun. Odată ce am obținut obiectele noastre, okay, uh, repeaterul, spre exemplu, putem să-l utilizăm în circuitele mm, dorite. Mai exact, avem aici o sursă de curent, nu care știm foarte bine că torța este ca o baterie cu o cantitate infinită de energie, însă uh, nu ocupă un spațiu infinit, nu? Uh, raza sa de, de, acțiune este undeva la 20 de cuburi, mai mult sau mai puțin, 16-20 de cuburi, cred, dacă nu mă înșel, nu mi-am amintesc exact. Dar cum puteți vedea, aceasta emite un semnal până la prima lumină, însă nu mai ajunge până la a doua, ok? Cum puteți vedea, acesta este ultimul cub de redstone activ. Uh, și noi ne-am dorit să activăm până la lumina aceea de acolo, de din fund, nu? Păi, pur și simplu, adăugăm un repeater care are uh, scopul de a amplifica semnalul pe care îl primește și îl transmite mai departe. Evident, nu va fi infinit, cum puteți vedea, acesta de asemenea se termină. Uh, și astfel, în momentul în care, în care, în care ajunge la final ampli amplificarea sa, pur și simplu, mai adăugăm un repeater. Și transferă curentul mai departe până la La următorul repeater sau până la lumină În fine Puteți adăuga cât, câte Câte bucăți din această piesă doriți Pentru a ajunge la distanța dorită Ok Și așa cum puteți vedea Odată ce am adăugat Aceste aceste componente în circuitul nostru amplifică semnalul și ajunge la, la luminele care sunt foarte departe de, de sursa de energie. Nu a, funcția sa ar fi ca un transformator nu bănuiești. Cred nu știu dacă asta ar fi funcția corectă a unui transformator. Cred că la de a amplifica sau a era bobină în fine. Uh, o a doua funcție este la fel ca cea a unei diode. Mai exact, curentul va circula într-o singură direcție. Ok? Avem sursa la stânga, uh, îl poziționăm astfel și uh, curentul va continua uh, la dreapta. Okay? Însă, dacă avem uh, sursa la dreapta și poziționăm repeaterul în direcție spre sursă circuitul nu va uh, nu va trimite semnalul în partea opusă ok nu va trece semnalul prin interiorul acestui repeater decât dacă îl punem invers sau pur și simplu nu îl punem ok uh, fine aparte de aceste două funcții uh, un repeater de asemenea are una o a treia funcție, mai exact cea de uh, a întârzia. Uh, de a întârzia ca semnalul nostru să ajungă la punctul final al circuitului, ok? Acesta este uh, începutul, iar punctul final este această lumină, în cazul nostru. Un circuit în care nu, care nu deține niciun repeater, cum puteți vedea luând, de exemplu, același detector de, de, de mișcare, pe care l-am făcut într-un într video anterior, în momentul în care călcăm această placă de presiune, cum puteți vedea, se stinge lumina și când ne dăm deoparte, se aprinde foarte repede, nu? Destul de repede uh, se întâmplă totul. Însă, aici avem o varietate de repeateruri, dacă ar fi corect spus, puse în serie, iar uh, delay-ul lor este controlat prin intermediul uh, celei de-a doua torțe. Cu click dreapta, ok. Aici avem un delay de un punct, uh, un tic, s-ar numi, 2, 3 și 4. Cu cât avem mai mare distanța între prima și a doua torță, cu atât este mai mare delay-ul. Eu am pus o varietate de repeater-uri în serie. Uh, pentru a face un delay mai mare și uh, o să testăm acest circuit în momentul în care călcăm această placă de presiune vedem că se stinge și se aprinde foarte repede în schimb când călcăm uh, cea care deține uh, varietatea de repeater cum puteți vedea întârzie uh, destul de mult până se sting și se aprind luminile. ok Cam atât cu, cu un repeater. Haideți să vedem comparatorul și funcțiile sale, ok? Păi, un comparator, așa cum spune numele său, compară semnalele electrice pe care le primește, ok? Acesta poate primi semnale din trei direcții, din spate, din stânga și din dreapta. Okay? Acesta, așa cum l-am construit, deține trei torțe, una în centru și două lateral în spate. Iar acesta transmite un semnal mai departe, nu-l amplifică cum, cum face repeaterul, ci îl scade, sau mai exact transmite un semnal echivalent cu cel pe care îl primește. Okay? Dacă această torță ar fi foarte departe și ar primi uh, ultimul cub de energie, pe ar trimite doar un cubuleț de energie. Okay? Spre exemplu. De asemenea, acest comparator, cum v-am spus, compară semnalele primite din lateral cu cel din spate în momentul în care torța din centru este aprinsă. Ok? Dacă această torță este stinsă, comparatorul este inactiv și comparatorul lateral, mai exact, este inactiv și va primi uh, curent doar din partea din spate. Iar în momentul în care este conectat în lateral și această torță este activă, va compara cele două semnale primite, cel lateral cu cel din spate, și va uh, va emite mai departe un semnal uh, care se calculează uh, cu semnalul lateral minus semnalul uh, din spate. Okay? În acest caz, uh, torța noastră este aprinsă, ce ne indică faptul că chiar acum compară cele două semnale și le calculează astfel. Semnalul lateral minus semnalul din spate. Adică avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuburi de semnal minus 2. Ok? Fapt care ne, ne indică de că acest, acest comparator, va emite mai departe doar 9 cuburi de energie, ok? 11 minus 2 egal 9 și dacă le numărăm sunt 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 și dacă această torță ar fi mai aproape, spre exemplu 7 cuburi, cred că sunt 2, 4 6, 7 7 minus 2 ar fi 5 cuburi mai departe Exact, sunt doar 5 cuburi de energie pe care le emite, atât timp cât torța centrală este activă. În momentul în care oprim torța centrală, acesta își revine uh, doar la, la sursa uh, din spatele său și va transmite un curent, cum v-am spus, echivalent uh, sursei din spate. Ce se întâmplă dacă semnalul uh, lateral este mai puternic decât cel din spate? Păi, pur și simplu, acesta nu va mai transfera niciun semnal mai departe, ok? Acesta se va opri și nu va funcționa de niciun fel. Ok? Uh, acest comparator, aparte de, de a compara cele, cele trei semnale, ok? Cele... Cele laterale cu cel din spate, de asemenea poate uh, să ne scoată un semnal electric din absolut orice obiect în care se poate depozita o anumită cantitate de, de obiecte. Mai exact, un cufăr, spre exemplu, în care putem depozita, un dropper în care putem depozita, un hopper, o pâlnie în care putem depozita de asemenea obiecte o un cuptor sau orice altă chestie în care se pot depozita obiecte iar ca, ca acesta să scoată un semnal din, din interiorul acestui cufer sau unui dropper și așa mai departe pur și simplu adăugăm comparatorul în spatele cufărului dorit sau a, a cuptorului sau ce avem noi, iar în momentul în care adăugăm un obiect sau mai multe în, în acest cufer, comparatorul va transmite un semnal echivalent cu numărul de obiecte pe care îl deține acest cufer sau mai exact cu cantitatea, ok? Cu cât este mai plin, cu atât uh, mai mare este potența pe care comparatorul îl, îl transmite, și astfel am putea să facem, spre exemplu, un, uh, un sistem prin care am putea avea. Uh, prin care am putea controla cât de plin este cuferul nostru, spre exemplu. Cum puteți vedea aici, avem. Uh, mai, multe, mai multe becuri puse în serie Și dacă acest chest are un obiect Cum puteți vedea transmite un semnal de un cub Iar dacă îi adăugăm câteva în plus păi, acest semnal crește Până la două cuburi Și tot așa dacă i-am adăuga uh, Dacă i-am adăuga mai multe obiecte Și dacă l-am umple va transmite, uh, va emite o potență mult mai mare și astfel în momentul în care toate luminele sunt pline ne indică faptul că acest uh, când toate luminele sunt aprinse ne indică faptul că acest cufăr este plin sau aproape plin. Ok. Uh, cred că asta este tot. Mm. Nu cred că am omis nimic, nu, nu am uitat nimic. Dacă v-a plăcut și dacă v-a fost de ajutor, lăsați comenturile voastre. Chiar dacă nu v-a fost de ajutor și, și v-ați încurcat în circuitele voastre, spre exemplu. adică dacă v-a fost de ajutor însă să vă ofere, nu știu, inspirație, dar v-ați încurcat, de asemenea puteți lăsa comenturile voastre. Și vă voi ajuta cu orice uh, tip de circuit sau cu orice aveți nevoie pentru a-l face să funcționeze. Uh, de asemenea, nu uitați să dați subscribe pentru că o să mai avem uh, uh, în curând o varietate destul de mare de videouri cu circuite de Minecraft, mai complexe, uh, dar și pentru începători, cum, cum am făcut până acum. Uh, și nu doar despre Minecraft uh, Pentru că vom avea o varietate destul de mare de jocuri Așa că dacă vă place gaming-ul Vă plac uh, MMORPG-urile O să facem uh, tutoriale O să facem liste și clasificări Și așa mai departe uh, În fine, mă repet Nu uitați să dați subscribe, like și coment. Așa că până data viitoare Vă las și v-am pupat Ciao.